Câștigătorii cupei fotbalistice pentru amatori Liga Prieteniei au fost premiați cu aproape o săptămână în urmă, în cadrul finalelor competiției, dar premierea nu s-a încheiat încă. Organizatorii au promis la acel moment că se vor mai întâlni cu sportivii ce timp de aproape două luni au participat la această întrecere, întâlnirea fiind legată de un cadru mai călduros și festiv care să fie transformat în sărbătoare. Așa se face că la începutul weekendului trecut, sportivii și organizatorii cupei Liga Prieteniei, respectiv Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu, au ciocnit o cupă de șampanie și au amintit de competiție și au făcut planuri de viitor, sărbătorind împreună. Vom pregăti mari surprize pe viitor, deoarece nu ne oprim aici. În 2016 vom continua această competiție, vom continua parcursul Liga Prieteniei, iar după terminarea campionatului național, unde vor participa clasatele pe primele două locuri, respectiv echipa Salvatorii și PTF Giurgiu, vor participa la campionatul național de la București, unde participă echipe din alte șase județe, unde funcționează Liga Prieteniei, iar undeva la jumătatea lunii martie vom demara din nou campionatul Liga Prieteniei Giurgiu, unde așteptăm alături de noi și mai multe echipe și vom avea cel mai mare și cel mai puternic campionat organizat vreodată la Giurgiu. Cupa fotbalistică propusă de Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu a fost organizată la noi în municipiu, în cadrul conceptului național Liga Prieteniei, proiect care și-a propus să îmbine două componente, una sportivă și una legată de socializare și prietenie între sportivi. În cadrul Ligii Prieteniei avem două componente. Prima componentă este latura sportivă, iar a doua componentă este partea de divertisment. Fapt pentru care în această seară am strâns aici alături de noi la petrecerea de final de an Liga Prietenii, componenți ai tuturor celor 16 echipe participante la Liga Prieteniei Giurgiu. După cum vedeți, oamenii au venit la distracție, au venit să socializeze, au venit să se simtă bine, să schimbe idei, păreri despre ce s-a întâmplat și ce se poate face pe viitor. Iată, ne-a ajuns la sfârșitul primei ediții a cupei Liga Prieteniei, o competiție sportivă extrem de reușită. Felicit organizatorii și doresc viață lungă acestei competiții. Aflându-ne în prag de sărbători, dați-mi voie, dragi giurgiuveni, să vă doresc sărbători fericite și numai bine. La mulți ani!